Evenimentul s-a produs pe 21 noiembrie 2017 la un angajator din Roman, victima fiind angajată în funcția de operator la fabricarea zahărului, angajat cu contract individual de muncă. Evenimentul s-a produs în următoarele circunstanțe. În timp ce s-a blocat pompa masă groasă, ieșire cascadă produs B, salariatul a intervenit la deblocarea pompei prin deschiderea condensului și a aburului pe conductă de aspirație a pompei. În momentul când a deschis vara de abur, a cedat garnitura de etanșare la rubie și operatorul a fost împroșcat pe spate și pe mâini cu condens fierbinte. Diagnosticul prezuntiv comunicat de unitate fiind arsură cu lichid fierbinte, arsură grad 1 și 2. În momentul evenimentului este cu incapacitate temporară de muncă, fiind cercetat de către o comisie numită în cadrul angajatorului.